Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. 14 spitale arse în 12 luni. Așa, pe scurt. N-am să fac subiectul acesta pentru că nu pot. Aș fi eu în fața mea prost, aș fi eu în fața voastră prost și am fi cu toții niște proști cu flăcări. Iertați-mi că să leagă expresia proști cu flăcări de ce vedeți pe ecran. Spun doar atât. Nici nu mai contează că au murit doi oameni. Nici nu mai contează că o femeie este arsă 40%. Nici nu mai contează că au fost mutați în diverse locuri alți pacienți COVID. Contează doar atât. Că a luat foc o secție ATI nu mai e știre. Este ca și cum ai spune, cum ne învăța pe noi când ne apucam de presă, faptul că un câine a mușcat un om nu este știre. În România, faptul că o secție ATI arde nu mai e știre decât pentru proști. Dacă ești băiat deștept, și eu sunt aproape convins că la emisiunea mea se uită preponderent oameni cu cap, oameni deștepți. Asta nu e știre. Știre era dacă lucrurile mergeau bine. Dacă România intra în rândul lumii cu pandemia, cu vaccinarea, cu anticovidul, cu alea, da, aia era știre. Asta? Dumnezeu să-i odihnească. Dumnezeu să-i dea putere femeii ălea, infirmierei sau ce era asistentă medicală. Da, aia nu mai e știre. Bine. Deci, repet, ca să nu avem vorbe la proces. Am trecut deja de subiectul ăsta. Este spitalul din Ploiești, a ars azi noapte, au murit doi oameni, au venit pompierii, s-a dus Arafat, ne-a ținut un speech din curtea spitalului. Care-i știrea? Vă pun în parte ecranul ăla în 14 și vi-l pun pe Arafat în 14 locuri. A vorbit în 14 curți de spital, care 14 curți găzduiau spitale care ardeau. Deci, să venim la știri. Apropo, negocierile PSD-PNL, vi se pare că e știre? E pentru proști. Mă uit cu câtă, cu câtă abnegație, 5 televiziuni de știri, inclusiv asta. Life, oprim totul, că vorbește Câțu, că vorbește Ciolacu. Dom'le, a venit Kelemen Hunor și vorbește. Pe urmă se întâlnește președintele Iohannis cu președintele Ciolacu, cu președintele Câțu și cu președintele... Oameni buni, oameni, veniți-vă în fire. Nu sunt știri. Asta, B1 e televiziune de știri. Putem spune că facem știri din orice. Dacă vreți să discutăm pe aia dreaptă, o știre este așa. Sau ar suna așa, sau un început de știre. Bă, se pot mări pensiile sau nu? Dacă da, de ce nu le-au mărit ăia lui Orban? Dacă are dreptate Ciolacu, scoateți imaginile astea, Paule, și băgați imagini în concordanță cu ce vorbesc eu pe post. Repet, Marcel Ciolacu și ai lui, PSD-ii neamului, spun așa, există bani să mărim pensiile. Vreți să venim la guvernare cu voi, liberalilor? Da, mărim pensiile. Cu cât? 11%, să zicem. Uite, dă știrea aia pe post. Bravo. Două pe post cu poză cu tot. Să vadă lumea și bătrânii. Ok, la inegală sau cumva. Sau full screen. Iată știrea. Nu, vedem titlul din cauza creșterii pensiilor. Oameni buni, dacă ce scrie aici este real, negocieri PSD-PNL, social-democrații cer creșterea pensiilor, liberalii spun că e imposibil, da? Mă duc la... aici ca să vedem și știrea, să-i vedem și pe bătrâni, să vedem totul, oameni buni. Dacă ce scrie aici este real, zicem că n-avem guvernare PSD-PNL, de ce? Liberalii spun, nu este posibil să creștem pensiile. PSD-ul spune, trebuie să mărim pensiile, cu cât? 11%. Atenție mare, am mai spus-o și o spun încă o dată. Dacă liberalii nu știu să gestioneze alianța cu PSD-ul, s-a terminat. S-a terminat. Nu cum spune Hava de la Alba Iulia că se duc la 10%, nu, se duc pe calea nemuririi sufletului în care s-a dus PNCCD-ul, la rigola politici. La rigola, acolo unde vine seara mașina de gunoi și te ia. Știți aia cu... și te bagă la tomberon, la pubelă. Pentru că lucrurile fix așa stau. Acum, prosteala care este oferită... Nu, Paule, dă-le pe alea ale PSD-ului 10 porunci. Lasă astea, că astea știu, ăștia deja nici nu mai există oamenii ăștia. Atât de vechi sunt imaginile astea. N-au nici mască, Paule, o să creadă lumea că... Paul, te rog frumos, nu mai dau ofuri, imagini cu oameni fără mască. Sunt de 2 ani de zile imaginile alea. Uitați-vă puțin aici, oameni buni. O să mergem imediat la invitație emisiunii. 10 măsuri urgente pe care PSD-ul le-a pus pe masa liberalilor. Foarte tare, le știm, o să le mai dăm, da?
plafonarea cu energia, compensarea facturilor, e minunăția dracu. Gigacaloria nu e nimic. Este vorba de salarii, este vorba de pensii și este vorba de alocațiile copiilor din țara asta. Stop joc. Ia uite, creșterea alocațiilor. Dă-o pe următoarea. Creșterea salariului minim pe economie. Ridică-o pe următoarea. Creșterea salariului minim. Ridică-o și pe următoarea care este letală. Creșterea pensiilor. Ia uite aici. 11% în prezent și la 1 noiembrie 2021. A trecut 1 noiembrie. Dar știți de ce puneau 1 noiembrie? Pentru că nu știau că vor guverna. Nu știau la data când au făcut lista de bucate, nu știau că vor guverna împreună cu liberalii. Era presupusa guvernare de dreapta cu USR-ul. Luați-o pe asta, 11% oameni buni. 11% bătrânii din țara asta, nu puțini, nu milioane. Electorat preponderent PSD. S-au uitat și au văzut și au zis, bă, atenție, ne-ați promis, stai acolo puțin, dă-napoi, stați aici. Ne-ați promis 11%, a venit Budei și a dat la barbu. La B1, Acilișa, lista de bucate, unde figura creșterea în noiembrie anul ăsta cu 11%. Liberalii ce or să spună? Bă, n-avem bani. Dacă n-aveți bani, PSD-ul susține că aveți, înseamnă că nu vreți și v-ați dus pe copcă liberalilor. Dacă aveți bani, liberalilor, dacă aveți bani, întrebarea oamenilor de acasă. Păi muică, dacă aveți bani, de ce nu ne-ați dat până acum? Veniră ăștia de la PSD să vă spună să ne dați bani? M-ați înțeles unde a fost adus marele Partid Național Liberal? Un sistem de comunicare la pământ al PNL-ului și o capcană uriașă. Da? Creșterea pensiilor este doar parte din ea. Invitația emisiunii de azi, Ana Maria Cătăuță, deputat PSD, Benoni Ardelean, senator PNL, o să-i vedeți imediat, Irineu, iată-i, Irineu Darău, senator Uniunea Salvați România, deputatul AUR, domnul Muncaciu, bună ziua, și bună ziua. Inegalabilul și inconfundabilul și dincolo de orice prezentare, fondatorul Sindicatului Național al Agenților de Poliție, domnul Surugiu. Bună ziua, Iulica! Dea Dumnezeu sănătate la invitați și la telespectatori și la toți românii. Da, oameni buni, o să-l avem și îl avem deja și pe Adi Negrescu alături de noi. Adi, te salut! Te rog frumos să rămâi un pic alături de noi. O să-l vedem și pe domnul Negrescu, pentru că ne trebuie și părerea unui analist independent de politică. Iată, îl avem aici și independent de politică. Și de sfărăreile și de negocierile care acum au loc pentru ocuparea ministerilor, care... Bă, nici nu știu cum să o dau. Adi, mută-l pe Adi undeva aici, dacă se poate. Mutați-l undeva pe Adi, ca să noi avem... Nu se poate. Adi, te... bagă-l în video-ul, în video-ul. Adi... Poți să ni se nu apar noi. No, stai, că locul tău e în emisiune, doar aranjăm un pic din punct de vedere al... imaginii. Mută-l în video-led pe Adi, l-am mutat și aici lasă-mi invitații. Oameni buni. O să vă spun așa, înainte să mergem la reprezentanții întregului spectru politic al țării. Amiralul Chițac, nu Chițac. Cum îl cheamă, nu Chițac, mă, cum îl cheamă pe, de la Constanța? Cum îl cheamă, iartă-mă, incultura. Virgil Chițac. Chițac, nu? Da? Ok. Da. Primarul Constanței vrea să pună taxă 50 de lei pentru fiecare constanțean pentru spații verzi. Poftim. 50 de lei pe cap de om în Constanța pentru spații verzi? Da, am să vă răspund. De ce? Pentru că în rest Constanța are tot ce-i trebuie. Ăia din Constanța l-au votat pe amiral primar pentru că au tot ce le trebuie. Le lipsea iarba. Mă, le lipseau panseluțele. Iată știrea, ca să nu știți că vorbim aiurea în tramvai. Da? Iată-o. Document, aveți document. Primarul liberal de la Constanța vrea să pună taxă pentru întreținerea spațiilor verzi 50 de lei de cap de vită furajată. Iertați-mi exprimarea. De-aia l-au și votat constanțenii. Bravo lor, tată. Nu era, apropo, nu eram în zodia aia în care se spunea că numărim taxele, că nu punem niciun bir pe oameni în plus față de câte au, că încercăm să dăm oamenilor un pic de oxigen și ferească Dumnezeu, nu mă refer la ATI-uri, să respire și ei în iarna asta. N-am nimic cu amiralul, Doamne, apără. B1 a fost o platformă pentru domnia sa, ca și pentru ăsta altul de la București, pentru Nicușor Dan, care ne spunea că dacă îl votăm, facem duș a doua zi. Prosteala aia uriașă, imensă.
Bine, vă întreb așa, în ordinea ca de obicei, emisiunea mea ține cont de ordinea votului dat de popor la ultimele alegeri. După viitoarele alegeri o să schimbăm probabil ordinea sau o să o păstrăm. Ana Maria Cătăuță, cum e cu pensiile? Nu vreau să discutăm de alocații, deși și familiile cu copii se uită acum lung după promisiunea PSD-ului, mărim alocațiile copiilor. Alocațiile pentru copii. Cum e cu pensiile? Și apoi o să merg la domnul Benoni Ardelean, care reprezintă PNL-ul, și apoi la AUR, la USR, și apoi la AUR. Și apoi la societatea civilă. Vă întreb așa, distinși politicieni. Electoratul se uită la aceste negocieri și îi interesează fix spre zero, asimptotic zero, dacă va fi Câțu premier, dacă va fi Ciolacu premier, dacă va fi generalul Ciucă premier sau Dumnezeu din cer, iertați-mi blasfemia, îi interesează ce anume iese din negocieri privind nivelul de trai, coșul zilnic, alocațiile, pensiile și salariul minim. Doamna Cătăuță, care este în opinia dumneavoastră și apoi a lui Ben, cum se cheamă? Ce le spuneți oamenilor că se va întâmpla după negocieri? Că nu ministerele câte sunt, este marea preocupare a neamului. Domnule Tudor Barbu, știți, e o chestie de nevoi, plecăm de la nevoi. Orice analist politic pe care îl întrebați astăzi va spune că intrarea PSD la guvernare nu a fost o mișcare inteligentă politic, dacă e să ne gândim, dar n-am făcut-o pentru asta. Dacă intrăm la guvernare, intrăm ca să-i ajutăm pe oameni. Chiar înainte să intru în emisiune, m-a sunat un cetățean al județului Bacău și mi-a spus: nu intrați la guvernare cu ăștia, lăsați-i să repare ce au stricat. Astea sunt cuvintele doamnei care m-a sunat înainte de intrarea în emisiune. Dacă intrăm la guvernare, trebuie să o facem pentru oameni și atunci oamenii au nevoie să treacă peste această iarnă. Oamenii au nevoie să fie ajutați să răspundă problemelor legate de creșterea facturilor la energie, de creșterea facturilor la produse alimentare, de inflație, toate lucrurile astea. Trebuie ca statul să intervină și să-și ajute cetățenii. De aceea, da, trebuie ca pensiile să fie indexate cu rata inflației și trebuie să găsim o soluție să-i ajutăm pe cetățeni. De asta intrăm la guvernare. Dacă nu, ce rost are să mai intrăm? Da, Benoni Ardelean. Știți că la un moment dat, dați-mi voie să folosesc o pildă veche din Noul Testament. La un moment dat ucenicii au venit la Iisus și au spus: Doamne, trebuie să facem asta și asta. Și el a spus: faceți-le pe acestea, nici pe celelalte nu lăsați nefăcute. Eu cred că sunt foarte multe lucruri pe care noi ca și guvernanți ar trebui să le abordăm în următoarea perioadă, unele în regim de urgență, altele cu o viziune clară, strategică pe 5, 10 ani, 15 ani. Și eu, când o să am un astfel de plan în față, în care să văd că pe cel puțin 10 ani de zile se planifică pe un nivel sectorial, eu o să spun atunci, o să aplaud acel guvern, sper să fie guvernul pe care să-l susțin și eu, și să spun: da, domnule, avem o viziune pe transporturi, pe sănătate, pe ceva. Deocamdată, din punctul meu de vedere, s-a mers destul de haotic cei 30 de ani în România. Și cred că ceea ce îmi doresc eu ca cetățean în primul rând și ca politician în al doilea rând este să văd un plan sectorial, domnule, serios, foarte frumos, vizionar pe câțiva ani de zile. Asta înseamnă să fii înțelept și să știi să eviți cu mare eleganță o întrebare tranșantă și destul de complicată. Dacă pensiile pot sau nu pot fi mărite în urma negocierilor dintre liberali și pesediști, bineînțeles și UDMR-ul, cu tot respectul, e și el acolo, dar decizia este la cei doi, la partidele celor doi, Ana Maria și Ben. De ce? Pentru că sunt principalele forțe politice în Parlament și în România. Atenție mare! Cine nu crede că subiectul emisiunii de acum este cel mai important, nu știe cum e cu politica și este naiv, ca să nu spun mai mult. Este vorba de cum se trece iarna aceasta. Este vorba de ce bani intră în casele familiilor de români care vor avea de plătit gaz, curent, gigacalorie de 2, 3, 4 ori mai mult decât le aveau de plătit acum un an, pe vremea asta, tot în pandemie. Aici e negocierea PSD-PNL. Nu degeaba vine deputatul Cătăuță, Ana Maria de la Bacău, și spune: ni s-a spus din popor să nu ne aliem cu ăștia, să-i lăsăm să repare. Atenție mare! Și voci ca astea vin de la Hava, din Alba, marele primar europarlamentar acum, care spune: băi, atenție mare, că liberalii se duc spre 10%.
dacă nu știu drumul pe care intră și nu știu să gestioneze momentul. Zi-mi, te rog frumos, imediat vin la dumneavoastră, domnul Dareu, și la reprezentantul și la domnul deputat Muncaciu, vin imediat. Dar te întreb așa, Adi, din punctul vostru de vedere al analiștilor, dar pe bune, cum vezi negocierea creșterii de venituri către populație, fie sub formă de alocații de pensii sau salariu minim, și, atenție, nevoia de bani în coșul minimal de supraviețuire pentru sute de mii de familii? Păi, plec de la o dată simplă. O familie cu doi copii ar avea nevoie în 2019 de 7.300 de lei ca să trăiască decent. Wow. În 2021 s-a ajuns la aproape 10.000 de lei, adică aproape 2.000 de euro ca să ai un trai cât de cât normal în România. Legat de pensii și salarii, pensiile vor crește într-adevăr cu cel puțin 10% pentru că e inflația și trebuie să crească de la 1 ianuarie măcar cu indicele inflației, având în vedere că inflația o să crească în continuare. Legat de alocații, probabil vor crește, dar nu atât de mult. Și toate aceste condiționalități și aceste decizii sunt trecute inclusiv în PNRR, deci adevăratul program de guvernare a noului guvern. Deci nu avem o discuție pe această temă. Restul e praf în ochi, e o fumicină. Da, vor crește și pensiile și vor crește și alocațiile. Problema e de unde bani și acolo va fi o problemă. Ori reducem aparatul bugetar, ori aducem mai mulți bani din economie. Și asta înseamnă ori taxe și impozite mai mari, ori să scoatem la iveală economia subterană. Am ridicat două degete civilizat, Negrescule. Să te întreb așa, dacă ai fi, și ești, fiul de țăran ca noi toți, chiar dacă nu la prima generație, mă la a doua sigur, și te întreabă ai tăi acasă, băi Adi, te-am văzut la barbă în direct spunând că se vor mări pensiile și salariile, de ce n-a făcut-o Orban, te întreabă ai tăi, de ce n-a făcut-o guvernul Câțu, de ce n-au făcut-o liberalii și au așteptat să vină pesediștii să le spună nu venim cu voi decât dacă măriți pensiile, dacă mărim pensiile, salariile și alocațiile copiilor? Dar nu e nimic nou în chestia asta cu majorarea pensiilor. Se știa că de la 1 ianuarie crește cu rata inflație plus un procent din salariul mediu pe economie. Adică nu e nimic nou. Acest procent de 11% nici nu trebuie să ne gândim la el pentru că va conta cum va ieși inflația cu care e luată în calcul. Deci oricum creșteau, nici nu se pune problema altă. Problema se pune, într-adevăr, dacă această creștere reflectă puterea de cumpărare și acoperă problemele legate de inflație. Că așa pe hârtie și din pix poți să crești, putem să le dăm 10.000 de lei la pensionari, dar dacă nu mai poți să cumpere nimic cu banii respectivi în condițiile în care inflația crește de la o zi la alta mai ceva cotele apelor Dunării, degeaba le dăm bani. E ca și pe vremea anii 90 când scoteam minerii, disponibilizam și după aceea le dădeam sacoșe de bani care nu mai valorau absolut nimic. Să rămâi lângă noi să te pregătești să ne comentezi afirmația profesorului Mircea Coșa care spune, atenție domnul Darău, profesorul Coșa spune că deși inflația oficială este de 7%, imensă, da? Coșa spune în presa de azi că el estimează, și nu e singurul, o inflație cu două cifre, ceea ce ar însemna minimum 10%. O tragedie chiar inimaginabilă în iarna asta, având în vedere că pensiile, dacă se pupă punctul de vedere PSD cu cel al PNL, vor crește cu undeva 10, 11, 12%, adică fix pensia crește cu cât este inflația. Dacă deschideți microfonul, o să vă audă lumea acasă. Nu se aude nimic. Alo? Nu. Se aude? Acum se aude, da. Cred că se aude. Scuze pentru problema tehnică. Într-adevăr, inflația este foarte mare. Nu are rost să speculăm, dar ar trebui atras atenția și asupra altui punct. Noi vorbim de inflația generală, consolidată, dar inflația la bunurile de larg consum este cu siguranță mult mai mare. Așadar, impactul în buzunarul oamenilor al creșterii prețurilor este mult mai mare. Într-adevăr, pensiile trebuie să crească. Chiar mă uitam că în primele 9 luni pe execuția bugetară, încasările la bugetul consolidat au fost totuși cu 18,7% mai mari. Așadar, față de 2020, într-adevăr un an foarte special cu venituri mici, cu stare de urgență, anul acesta există mult mai multe încasări la buget. Deci ar trebui să fie un fundament economic pentru care, într-o proporție, pensiile să crească. Mi-e greu să cred, din păcate, că vor putea crește suficient încât să acopere inflația reală la bunuri de larg consum simțită în buzunarul cetățeanului. Dincolo de asta, cred că în calitate de politicieni trebuie să avem un pic grijă la ce propunem și la ce așteptări creăm, fiindcă știți, vorba și hârtia suportă orice și chiar PSD-ul a patentat acum câțiva ani
o așa zisă soluție de a promite măriri peste 3-4 ani când ei nu mai erau la guvernare. Deci trebuie, cred eu, să ne ferim de asemenea procede. Îi dau dreptate colegului care spunea de planuri pe poate decenii, dar să nu uităm că noi în România nu avem o posibilitate legală de bugetare multianuală. Dacă domnule deputat, aici avem o mare problemă. Aceeași întrebare și prin asta, cum vede leadership-ul AUR această negociere extrem, extrem de dură, dar extrem de importantă pentru popor de data asta, nu pentru ei, nu pentru politicieni, nici liberali, nici PSD-iști. Noi suntem atenți la declarațiile pe care le fac acest domn. Am înțeles că la bugetul de stat s-a colectat cu 40 de miliarde mai mult decât anul trecut. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ar exista o posibilitate, trebuie să studiem care este impactul și să procedăm dacă domnii care vor fi la guvernare vor accepta acest lucru. Dar eu aș vrea să vă atrag atenția asupra altcuiva. În bugetul acesta al Constanței, cea mai mare parte este datorată acestei compensări pe care trebuie să făcute la energie. Dar eu vă aduc aminte că și în platforma partidului nostru noi am militat pentru o soluție. Și soluția era să trecem pe biomasă. Există invenție, există hoteluri, există 400 de apartamente care sunt încălzite cu biomasă și totuși există o rezistență neînțeles pentru noi la trecerea cel puțin unor cvartaluri de bloc la biomasă. Pentru ce cheltuim noi atât de mult pe subvenție în loc să dezvoltăm Constanța? Și vă spun asta de ce? Pentru că am fost candidat la Constanța și știu foarte bine cum a câștigat domnul Chițac acolo. Dar cum e, apropo că sunteți imediat, Iulica, la tine? Ai răbdare, Iulica, îți vine rândul acum, nu te-a uitat prietenul tău? Domnul deputat, cum vedeți, domnule, asta cu taxa la Constanța per capita 50 de lei pentru iarbă și panseluțe? Da, asta arată absolut totala impotență a conducerii liberale de la Constanța. Este o rușine. Da, da, Beni, vrei să intervii, să-ți aperi echipa, înțeleg. Nu neapărat echipa. Domnul Chițac este un om absolut admirabil și de o capacitate net superioară multora pe care îl cunosc în România. Dincolo de poziția de amiral și de fost senator coleg de-a meu, este și un foarte bun prieten. Constanța a fost lăsată într-o paragină. Și știți foarte bine despre ce vorbim. Cu tot respectul pentru toți cei care s-au perindat pe acolo, pentru unii mai mult respect, pentru alții foarte puțin sau deloc. Dar ideea este în felul următor. Dacă Mamaia arată cum arată, Constanța este praf. Da? Și mi-asum până acum. A luat un oraș absolut dezastruos, domnul Chițac, în condițiile în care toate firmele care lucrau pe acolo câte ceva, în momentul în care dânsul a venit și a preluat primăria, au intrat bani în faliment, ba au dat bir cu fugiții, efectiv ești ca într-un front în care nu mai ai cu cine să lupți. În condițiile acestea este admirabil ceea ce face domnul Chițac acolo și modul în care a reușit în scurtul timp, și vorbim aici de un an de zile, nici un an, ne știm de ani de zile și ne respectăm reciproc, îți asumi ce spun acum, că așa e, da? Ne respectăm reciproc. Da. Dacă tu ai fi Dita mai Bănățeanu, Dita mai Timișoreanu, primarul Constanței, vă spun eu, oameni buni, nici o secundă nu i-ar trece pe la poartea minții lui Ardelean să ceară 50 de lei pentru iarbă. Ar cere 50 de lei să viabilizeze zonele în care blocurile nu sunt etanșate termic. Am dat așa un exemplu, o întâmplare pe care accidental îl știu din tăbăcăria din Constanța. Credeți-mă ceva, nu-l întreb. Îl iau martor la ce spun. Mie mi se pare dincolo de imaginabil când țara pierde 2 pacienți COVID noaptea pentru că ard în spital de vii. Și acolo nu știu dacă erau senzori care să detecteze nivelul de oxigen în încăpere. Tu ceri, acum n-am nicio treabă cu Chițac, Doamne iartă-mă, tu ceri bani ca să pui iarbă și să întreții panseluțele pe bune? Eu vreau să știu, spitalele din Constanța toate au detectoare de oxigen în încăperi? Am dat un exemplu la întâmplare, Beniș, nu te băga să comentezi chestia asta pentru că nu e războiul tău. E al meu ca gazetar cu cei care nu înțeleg prioritățile neamului ăsta în răstriștea în care trăim. Cu tot dragul și respectul pentru prietenul comun și coleg de al nostru, al amândurora, amiralul Chițac.
Da? Nu se face, nu trebuie să presa bucureșteană să anunțe că 50 de lei se cer pentru spațiu verde. Tu, apropo, tu cum vezi, Iulian, povestea asta de la Constanța? Da, te-aș ruga să nu mă întrerup. Lasă-mă și pe mine cât vrei, tu nu mă întrerupe. Deci eu aș vrea să comentez următoarea față. L-am auzit pe tovarășul Câțu sau cum să nu fac vreo prostie, să spun că mă face el pe mine prost, că din cauza că nu s-au vaccinat toți iau spitalele foc. Băi, omule, iau spitalele foc că voi sunteți habarniști. Habar n-aveți să luați măsuri. Deci de asta iau spitalele foc. Și ați furat banii în loc să faceți altceva. Ați cumpărat în urmă cu 10 ani panseluțe, că tot ai adus vorba la Iași, un primar cumpăra panseluțe cu 50 de euro firul de panseluță, da? De acolo trăim. Revenind la ceea ce m-ai întrebat, deci PNR-ul e acum în popou gol. El cu USR-ul nu mai are nicio șansă să facă negocieri, pentru că au negociat prost, s-au acuzat unii pe alții că au furat și urmăresc doar banii. Eu așa o văd. Acum PSD-ul, nu că-i laud, că și Olguța în 2017 a făcut lege pe 5 ani. I-am spus la negocieri atunci, Doamne, dar o mai fi dumneata în 2020 să-mi dai banii? N-a mai fost. A venit PNL-ul, n-a mai dat banii, da? Anul trecut la pensionari, n-au dat nicio inflație, nimic. Ei, revenind la idee, PSD-ul, vorba lui domnul Iohannis, PSD-ul, acum înțeleg de la dânsul, că e partid bun, o să-i jupoaie pe ăștia de la PNL. Și de ministere, și de bani, și PNL-ul nu mai are altă șansă. Părerea mea, să face cum cântă PSD-ul. Iulica, părerea mea e că te aloci prea mult timp la Antena 3. Încearcă să te mai diversificat, adică ia telecomanda și balează seara, că, uite, prea mult. E normal, e firesc. Deci râdeți, domnul deputat. Păi e firesc, tu ai impresia că taci acum... Taci un pic. De ce râdeți, domnul deputat Aur? Păi pentru că mi se pare, cum să vă spun, faptul că cetățenii pensionari au atât de mare nevoie de bani, încât vă spun, în Constanța erau colți întregi la aceste case de împrumut pentru pensionari. Fix așa. Și cozile astea se văd peste tot. Deci este o nevoie acută pentru pensionari de bani. Oamenii ăștia nu vor să supraviețuiască. Urmează, nu este posibil. Urmează Benoni Ardelean și domnul Darou imediat. Tudore. Da. Păi, lasă-mă 10 secunde. Nu se poate că prețurile la energie la toți au crescut. Nici PNL-ul, nici PSD-ul nu pot să țină ritmul cu inflația și cu creșterea prețurilor. Că n-au de unde, pentru că nu avem producție. Iulica, fii atent. Ca să vezi că sunt elegant cu tine, te întreb ceva, dar nu răspunde acum, că nu e o întrebare simplă. Dacă ai fi președinte și la PSD și la PNL, bă, un fel de partid unic, ai fi tu președinte, Iulian Surugiu, nu răspunde, te rog, că vreau să aud întâi un punct de vedere privind inflația a lui Adi Negrescu. Dar eu te întreb așa, prieten drag. Din gură știm toți să dăm la adresa și a liberalilor, și a PSD-știlor, și a ăla de la AUR, și a tuturor din Parlament, useriștilor. Ce ai face, e întrebare, ce ai face, băi, cu banii pe care ar trebui să-i ai la dispoziție scriptic? Uite, domnul președinte, ăștia sunt banii țării, când ai să constați că nu-ți ajung și pentru gigacalorie, că 25 de orașe mari n-au bani, bă, prietene. Nici pentru pensii, nici pentru alocații, nici pentru salariu minim, nici pentru COVID, nici pentru spitale să nu mai ardă de vii, să fie incineratoare. Nu te grăbi. Unde ai dat bani și cum ai dat? Nu te grăbi. Adi Negrescu, încearcă să ne lămurești, cel puțin pe mine, poate invitații știu, cum e tată cu inflație de 7% recunoscută de BNR, atenție mare, stimați telespectatori, în contextul în care dobânzile la toate creditele lei au crescut începând de alaltăieri, am fost primii la emisiune care am dat asta, dobânda de referință a crescut alaltăieri prin decizia BNR-ului de la 1,5 la 1,75, asta înseamnă toate ratele la credite mai mari. Te întreb, care e analiza voastră din punct de vedere economic cu impact social privind coșul zilnic cu inflație de 7% azi, iar cum spune Mircea Coșa, de 10% mâine poimine? Păi, simplu, prețurile vor continua să crească în perioada următoare. Noi vedem doar un vârf al icebergului creșterilor de prețuri. Abia în noiembrie, datele din noiembrie vor arăta care e situația, pentru că atunci vine impactul ăsta al facturilor la gaze și energie, iar în decembrie vor fi creșterile cele mai mari de prețuri. Se va
stăvili puțin inflația, adică creșterea prețului undeva în ianuarie și februarie, dar din martie va reveni din nou pe creștere pentru că vor fi eliminate toate facilitățile acelea la plata facturilor la energie și gaze. Apropo de facturile astea, știți că în acest moment legea respectivă cu compensarea, cu plafonarea, nu poate fi pusă în practică, deși trebuia pusă la 1 noiembrie. De ce? Pentru că nu există norme de aplicare. Deci suntem în țara în care dăm legi fără să ne asigurăm adică, care sunt puse în aplicare. Știu, motiv pentru care nu pot fi emise. Cum adică nu poate fi pusă în aplicare? Pentru că sunt milioane de români care așteaptă chestia cu compensarea și cu... Pentru că Ministerul de Finanțe și alte organe cu abilitate să emite normele de aplicare nu le-au făcut. Și mâine expiră termenul până la care trebuiau să le facă. Să vedem ce se va întâmpla în aceste situații. Cert este că producătorii, distribuitorii, în momentul de față nu știu cum să tarifeze pe români de la 1 noiembrie. Cum îi vor tarifa? Păi vă spune, la plafonul maxim, așa cum a fost stabilit în Parlament, adică pe undeva pe la 0,95 la kilowattoră. Adi, stai o secundă, că din ce știu eu, poate țin minte greșit, Ana Maria Căteuță chiar e membru al comisiei care se ocupă de problema asta. E real, Ana Maria, ce spune Adi? Da, după publicarea în Monitor oficial a legii, Ministerul Energiei și Ministerul de Finanțe trebuiau să vină cu normele de aplicare, astfel încât distribuitorii să știe cum să calculeze exact factura și care este mecanismul de decontare din spate. Pentru că diferența asta între prețul plafonat și prețul care este al distribuitorului este acoperit de la bugetul de stat. La momentul respectiv, în momentul în care am votat legea energiei, legea plafonării în cameră, domnul ministru era prezent acolo și ne-a asigurat că există baze de date la ANAF care să arate care sunt companiile care se încadrează la IMM-uri și care nu și că legea poate fi pusă în aplicare în secunda 2. Benonie Ardelean și apoi domnul Darău, puncte de vedere liberal și userist pe această informație pe care eu o tratez în regim de breaking news, nu știam, am puterea să recunosc, nu sunt ca aia care mimează că știau sau că știu totul. Revenim cu punctul de vedere al liberalilor și al ruseriștilor. Adi, te rog frumos să mai rămâi, știu că ai agenda foarte încărcată, mai rămâi un pic, că după pub vreau să mai comentăm un lucru extrem de important. Revenim cu punctul de vedere liberal și userist pe tema acestui breaking news pentru mine. Legea pe care românii o așteptau capă pita caldă privind energia și facturile nu poate fi pusă în operă pentru că nu are norme de aplicare. Revenim imediat. Ne-am întors în direct, minunatul zâmbet al Anei Maria Căteuță, ceva între Julia Roberts și mai e cineva, dar nu știu cine. Doamne, fabulos, îți încântă pauzele. Eu am zis că o să mă las odată de deontologie și de ținuta morală, de eleganță și am să înregistrez pauzele publicitare. Și când revin în direct, cum am făcut acum, zic cu oameni buni, vreți să știți ce au discutat oamenii ăștia în pauză? Vorbeam despre Bacău, să știți, de asta zâmbetul larg. Nu vreți să știți ce a fost ieri, doamna Căteuță. Dacă ieri înregistram pauza și o dădeam pe post, mă băteam la Pulitzer liniștit. Adică emisiunea, nu că a luat premiul APTR în România, l-a luat așa, din mers. Mă duceam spre Pulitzer. Bine, nu mai știu unde eram, că m-am... De ce râzi, surugiule, ce-i de râstat? Păi rămăsese la mine, mai întreb. Țara arde și tu râzi. Mai întrebat ceva, deci eu cred că ar trebui să se unească cel puțin, să facă un pact, nu pe 15-20 de ani, pentru că noi în România nu ține, că s-a mai încercat, asta sunt povești. Să facă un pact ambele partide, să treacă România cel puțin până în primăvară. Beletristic e minunat ce ai spus. Punctul de vedere al liberalilor și al useriștilor, cu care punct de vedere erați datori înainte de pauză, domnul Benoni Ardelean, domnul Darău, imediat după. Ați uitat despre ce e vorba, domnul Senat? Ați uitat despre ce e vorba, nu? Nu, n-am uitat. Mi se pare corect. Eu cred că ce este esențial în momentul acesta, când toate prețurile au sărit și, bineînțeles, că sunt consecințe universale, adică în momentul acesta vorbim despre o chestiune care e absolut internațională pe mărirea de prețuri. Eu cred că în acest moment trebuie să fie o chibzuință foarte mare în alocările bugetare. Și din punctul meu de vedere, aș măsura de nouă și aș tăia de două, cum zice românul, înainte de a face orice fel de promisiune de genul acesta, mărim, dăm, facem și așa mai departe. Pentru că nu suntem nici într-o perioadă electorală în care să te avantajeze electoral o astfel de chestiune și în același timp suntem într-o perioadă de mega
precauție, dacă vreți, pe tot ceea ce înseamnă partea economică, energetică, socială și toate celelalte care le putem pune aici, să nu mai vorbim despre criza sanitară. Deci nu m-aș arunca cu nimic până nu aș avea niște analize foarte serioase financiare pentru a putea să mergem mai departe pe orice fel de alocare bugetară. Da, domnul Darău. Da, eu vreau să vă răspund la întrebarea legată de norme, de aplicare. Am studiat și eu un pic, deși nu sunt în Comisia de Energie. Din câte înțeleg, totuși legea este suficient de clară și nu are nevoie de norme de aplicare strict pentru facturare. Înțeleg că există niște întârzieri acum, fiindcă legea a fost promulgată doar în 28 octombrie, intrând de fapt în aplicare de la 1 noiembrie, doar că operatorii trebuie să-și modifice și softurile și sistemele de facturare ca să se adapteze legii. Din câte înțeleg, vor trebui ceva norme, dar doar pe partea de decontare ulterioară, deci nu pare să fie un blocaj. Și doar o frază mai spun pe o întrebare anterioară, fiindcă ați întrebat pe ce ar trebui investiți banii. Evident că de la an la an avem niște urgențe și niște segmente sociale care suferă, dar cred că noi avem un dezavantaj din faptul că nu gândim aproape niciodată pe termen lung. Și apropo de bugetare multianuală, eu vă dau un singur exemplu, apropo și de ce zicea colegul de promisiuni. Avem în legea educației de 11 ani acum 6% pentru educație și totuși nu s-a aplicat niciodată. Deci e un foarte bun exemplu de cum putem pune chiar și în lege niște lucruri și acolo cred eu că ar fi investiția pe termen lung care ar conta pentru zecile de ani care vin. Dacă nu vom investi în educație, vom avea trăi în subdezvoltare decenii de acum. Fără doar și poate domnul Muncaciu și apoi doamna deputat, doamna Ana Maria Cătăuță. Domnul deputat, am o știre. Eu sunt total în opoziție. Nu, stați un pic, că nu știți ce vreau. Domnul deputat, nu știți ce vreau să vă întreb, dacă îmi permiteți 10 secunde, prezentăm o știre. Paule, dăm și mie știrea 6. Pentru domnul deputat Muncaciu de la AUR și pentru doamna Ana Maria Cătăuță de la PSD, am o știre pe care domniile lor, dacă doresc, să o comenteze. Mare atenție, spun asta și pentru CNA, nu este nicio instigare ce vom face. Este o știre din presa de azi. Este o știre corectă din punctul meu de vedere și are la bază un studiu al Băncii Centrale a Republicii România. Echipa domnului Sărescu generează următoarea întrebare. Mare atenție, domnule deputat, mare atenție, doamnă deputat, apoi comentariul tău, Iulică. Fii atent, Iulică, la știre, că nu e de colea. Zice așa BNR-ul. Tensiuni foarte mari în urma unor creșteri substanțiale la prețuri, la inflație, la unde vreți dumneavoastră, da? Inflația va reflecta majorări de o magnitudine substanțială, zice Banca Națională, cu cât estimează oamenii lui Sărescu că se vor scumpi. Este în știre, nu asta contează. Dar, este vorba de înrăutățirea fără precedent a crizei sanitare, scumpiri majore la energie și alimente și, atenție, ca să vă traduc eu, zice așa, rata anuală a inflației va crește cu alimentată de scumpiri la energie, urmând să revină în intervalul țintit de Banca Centrală abia la mijlocul lui 2023, da? Ok, bun. Ce mă îngrijorează pe mine este că se vorbește despre tensiuni majore în societate. Ne întoarcem în platou cu imaginea, să vă spun așa înainte să răspundă domnul deputat Muncaciu și doamna Cătăuță. Când ți se spune de la nivelul unor instituții precum Banca Națională sau instituții de astea care au un limbaj extrem de ales, vorbe extrem de cântărite, că pot exista tensiuni, se referă la posibilitatea, domnule deputat, ca oamenii să iasă în stradă, să existe tensiuni atât de mare generate de foame, generate de lipsa banilor. Dați-mi și mie invitații să-i văd. Mersi mult. Domnul Muncaciu, întrebare directă. Și pentru noi astăzi și pentru PSD, partidele cele mai predispuse din punct de vedere al doctrinei, din punct de vedere al istoricului, să încurajeze tensiuni în momente grave. Și nu mă refer neapărat la mitingul 200.000 de oameni scoși în stradă de PSD de curând, adică memoria încă funcționează. Veți contribui la tensiunile... Nu, iertare, reformulez, domnul deputat. Veți contribui la ieșirea oamenilor în stradă? Noi vom încerca să aducem soluții pentru a trece această perioadă extrem de grea. Faptul că unii se gândesc la investiții pe termen lung, faptul că alții se gândesc la deficit, nimic nu se poate compara cu suferința populației din acest moment.
Deci pentru noi, da, pentru noi, suferința populației din acest moment, din cauza prețurilor, din cauza continuării crizei sanitare, din cauza faptului că au ajuns prețurile la gaze să pur și simplu să aducă în bankruptcy, adică în faliment familii, asta este ceva foarte important. Ce se va întâmpla? Vor ajunge să fie dați adică să-și piardă locuințele, pentru că uitați-vă, există o legislație foarte drastică atunci când e vorba de întârzierea la plată. Deci noi trebuie să ne uităm foarte atent la chestiunea asta și sunt de acord cu domnul Iserescu, de fapt e singurul loc în care sunt de acord, că într-adevăr acestea vor contribui la niște crize foarte serioase în populație. Noi vom, dumneavoastră vreți să spuneți următorul lucru, dumneavoastră veți incita populația? Nu ăsta este întrebarea. Întrebarea este, vom putea să ajutăm populația să treacă peste acest moment? Da sau nu? Asta este foarte întrebarea. Tare. Doamna deputat Cătăuță, aceeași... Bine, nu o să vă întreb dacă veți contribui la ieșirea oamenilor în stradă împotriva propriului guvern. Ar fi o întrebare aberantă. Eu vă întreb, cunoscând... Mai, nu ca dumneavoastră din interior, dar cunoscând suficient de bine și eu mecanismele lăuntrice și pârghiile PSD-ului, butoanele pe care știe să apese de 20-30 de ani, dacă veți folosi în vreun fel poziționarea dumneavoastră fiind clară electoral de viitori competitori cu liberalii, dacă veți folosi posibilele tensiuni împotriva viitorului adversar numit PNL, care mâine poimine vă va deveni partener la guvernare. Să știți că, deși pare că există aceste mecanisme, eu una nu știu de ele, dar na, poate sunt eu mai nouă și nu știu eu de ele. Ce vreau să vă spun este că de fiecare dată când noi am venit până acum și am spus că e nevoie de majorarea pensiilor și creșterea salariilor și alocațiilor, ni s-a spus că sunt măsuri populiste pe care un partid populist vine și le propune oamenilor. Acum aud toți partenerii de emisiune de la celelalte partide politice spunând că da, este nevoie de creșterea pensiilor și salariilor. Era nevoie și anul trecut, domnilor, vreau să vă anunț. Și motivul pentru care n-ați făcut-o, pe ala trebuie să ne spuneți dumneavoastră. Totodată aș vrea să-i spun domnului Negrescu, cu tot respectul, că ce îi se pare dânsul evident, și anume că oricum se creștea pensiile cu 11%, nu este chiar așa. Dacă vă uitați la declarațiile publice ale colegilor de la PNL, ei au înaintat cifra de 6%, nu de 11%, care să acopere și rata inflației. Uneori, poate ce este evident pentru specialiști, nu este atât de evident și pentru politicieni. Și acum să revin și puțin la termen mediu și lung. Într-adevăr, acum trebuie să trecem iarna și singurul motiv pentru care astăzi avem o discuție despre intrarea PSD-ului la guvernare este ca să-i ajutăm pe oameni să treacă această iarnă. Este singurul motiv. Dar nu putem să ne gândim doar cu ochelari de cal la următoarele 5-6 luni și să nu ne gândim că după iarna viitoare vine vară și apoi vine iarăși iarnă. Și cumva nu vrem să fim din nou în aceeași situație. De asta venim și cu alte soluții și încercăm să ne gândim și la metode prin care să scoatem măcar o parte din economia gri la viteală. Acolo, da, avem nevoie de păreri și de opinii și de soluții din partea, și din partea specialistilor. Foarte tare! Noi ne-am gândit la impozitarea averilor mari. Am înțeles, oameni buni. Atenție! O secundă, că trebuie să iau publicitate. Nu, Iulică, cer scuze că vă deranjez, domnul Surugiu. Știu că aveți o agendă foarte încărcată, sper să nu vă perturb viața cu emisiunea mea modestă. Dar vom veni după publicitate. Pentru că impozitarea marilor averi este motivul pentru care l-a rugat pe Negrescu să rămână pe Adi, să rămână alături de noi. Impozitarea marilor averi, asta una. Și al doilea, parcă s-ar fi uitat în foile mele, deși n-are cum. Ana Maria Cătăuță n-are cum, că pare a fi aproape de masă, dar e prin intermediul unui Skype. Oameni buni, anticorupția nu e pe buzele nimănui. Bă, dar nimeni, mucles! I-ați auzit pe PSD să vorbească de... Să punem japca pe ăștia cu corupția? Nu. Pe liberali? Nu. Pe useriști? Nu. Pe ăștia de la aur? Da. Voalat. Își permit luxul, având în vedere situația pe care o au în Parlament și poziția pe eșichier. Revenim imediat.